La meciurile cu Spania și Malta, naționala României nu a avut doar un capitan. Au fost zeci de mii de capitani în tribune și milioane la televizor. Sute de capitani au ținut discursuri de încurajare la stadion sau pe capitanul.efortuna.ro. Unuia dintre ei i-am pierdut numele și a fost căutat de toată lumea pe internet. România nu înseamnă tu sau eu sau tu. România suntem toți, nu 55.000 de oameni, suntem 18 milioane și e datoria voastră să ne faceți mândri. Hai România! Am reușit să-l găsim cu ajutorul fiecăruia dintre voi care a dat un share pe cel care i-a încurajat pe jucători cu lacrimi în ochi. Salut, numele este Borșaru Radu și sunt din Făteștianuvița, am 24 de ani, iar ca ocupație sunt ofițer de marină comercial. Ce să zic, acum aveam de emoție, de entuziasm, parcă am intrat și rolul personajului, vedeam în față 18 jucători care se uitau la mine și da, aveam lacrimi în ochi de emoție, vă dați seama. Toate sunt povestele amuzante. Cred că era după amiază, după ora 6 și tot deam un pui de somn dacă tot sunt în vacanță și tot auzeam telefonul după ea și când mi-am verificat mesajele, am fost alertat de prieteni. Băi, te caută, uite, ești căutat pe toate site-urile, ești căutat. Și m-am trezit, vă dați seama, m-am uitat la mesaje, a fost super încântat. Prima dată am găsit o farsă, vă dați seama, doar ce mă trisem din somn. Dar așa a fost, așa este povestea găsirii mele, după m-au cântat acei de la Fortuna și am fost găsit în cele din urmă. Mă bucur. Cred că am rămas fără cuvinte, nici nu știu exact ce am zis, doar că în capul meu era, doamne, cât de... nici nu puteam, nici nu știam ce să gândesc, pentru că visul meu era măcar să cunosc pe jucătorul la echipa națională, să dau noroc cu el sau să fac o poză, dar apoi să merg la meciul cu echipa națională în Spania. Este o plasare frumoasă, abia aștept. Oricine poate fi capitan, dacă eu am putut să fiu capitanul Fortuna și capitanul Naționalei României și tu poți, trebuie doar să crezi, indiferent că o faci din fața televizorului sau de la stadion. Nu uita să intrați pe capitanul efortuna.ro.